Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Astăzi vom vorbi despre România Sălbatică, cel mai mare proiect de film documentar dedicat naturii din țara noastră. Filmul România Sălbatică a ajuns în această lună în cinematografe după mii de kilometri parcurși, sute de ore de filmare și 10 ani de preproducție. La confluența dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră se află unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, România. În film vei descoperi peisaje de vis și animale sălbatice precum râsul, zimbrul, vulpea, cocoșul de munte, lupul sau ursul carpatin. Melodia centrală a filmului România Sălbatică se numește Dumăvântule. A fost compusă special pentru documentar și este interpretată de Mădălina Pavon. Filmul te va purta timp de 2 ore în cele mai sălbatice zone din România, printre cele mai interesante animale, pentru a descoperi cele mai frumoase povești. Îți recomand să vezi România Sălbatică pentru că vei descoperi țara ta așa cum nu ai văzut-o până acum. Eu sunt Anastasia, numai bine pe curând!